Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ședința Comisiei Electorale Centrale care a validat alegerile desfășurate duminica trecută în Republica Moldova. Acest lucru s-a întâmplat aproximativ cu 2 ore în urmă. Acestea și alte aspecte legate de alegerile prezidențiale din țara noastră le vom discuta împreună cu Vadim Filipov, reprezentant PSRM la CEC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Anatol Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist din Moldova. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara! Domnule Filipov, spuneți-ne, vă rog, această ședință care s-a desfășurat, spuneam, aproximativ cu 2 ore în urmă la CEC, a răspuns necesităților oamenilor, până la urmă s-a făcut lucrurile mai limpezi la capitolul petiții, la capitolul reclamației și a modului în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale în țara noastră? Și vreau să spun că ordinea de zi a fost foarte scurtă, au fost cele mai principale, asta sunt două chestiuni de pe ordinea de zi. Prima este totalizarea a rezultatelor alegerilor și a doua este raportul privind desfășurarea alegerilor. Desigur, prima întrebare, privirea la totalizarea alegerilor, toți cunoșteau de acum și rezultatele respective, dar oricum trebuie procedura respectată și de întocmit proces verbal de totalizare și de emis o astfel de hotărâre. Privind desfășurarea alegerilor prezidențiale, puțin au avut discuții între membri, sau poate spus, a doi membri care doreau careva clarități să facă sau suplimentar să-i acorde termen. Deci nu era clar pentru ce anume. Raportul respectiv este mai mult pentru instituțiile de stat, instituțiile inclusiv și CEC-ul, ca să vadă unde sunt careva neregularități, careva aspecte de ordin juridic, unde este nereglementat juridic, unele probleme. Deci, nu știu de ce a stârnit această întrebare, că să dăm termen suplimentar pentru raportul respectiv. Da, s-a propus până duminică. Până duminică, dar ce va schimba aceasta nu este clar, deoarece știm că rezultatul este clar, sunt procesele verbale, în original de cum a transmis către CEC și în baza căror și este întocmit procesul final, da, de totalizare raportul, dar este o totalizare și anume activitatea tuturor secțiilor de votare, lucrul organelor electorale și altor deci, chestiuni ce ține de organizare însuși. Domnule Prohnițchi, spuneți-ne, vă rog, care este viziunea cel puțin a reprezentanților partidelor extraparlamentare raportate la modul în care s-a desfășurat această campanie electorală. Când zic lucrul ăsta, mă refer atât la turul întâi cât și la celul de-al doilea. Știți, campania electorală din Republica Moldova, alegerea președintelui, a fost o campanie specifică. Dați pornim de la ce că a fost un proces de colectare semnăturilor pentru ca președintele să fie ales de către popor. Ulterior, prezentare, referendum și mai departe, așa cum prevede legea. Și a intervenit ulterior decizia Curții Constituționale. Și desigur că foarte multă lume își dorea ca alegerile președintelui să fie directe și alegerile directe ar permite să fie ales un președinte pe care l-ar susține majoritatea poporului și respectiv președintele ales de către întreg poporul ar fi mai, cu mai mari împuterniciri, cu toate că ele sunt stipulate articolul 84-88 a Constituției a președintelui. Și turul 1 și turul 2, mai presi turul 1, zicem la părerea noastră și nu numai, ea a pornit puțin cu stângul. De ce? Pentru că credem noi că ar fi trebuit să fie mai multă claritate și în înaintarea candidaților, modalitatea de înaintare. Se vorbea de mult timp că după decizia Curții Constituționale. Însă multe documente nu au fost adoptate de către Parlament. A fost numită data alegerilor, însă schimbări în codul electoral nu au fost produse. Și discutând și cu
colegii, zicem așa, și partide extraparlamentare din țară și inclusiv și peste hotare, când fiind acolo, la reuniunile astea politice, mi-am stăt de întrebare. Dar cum așa? Data e numită, dar modalitatea nu este stipulată. Republica Moldova. Și, desigur că campania electorală a fost una specifică, zic, de la înaintarea candidaților. Avem informații de la mass media, de peste tot, că unii candidați au prezentat listele de subscripție corecte, alții mai puțin corecte, alții au, la dânși au nimerit liste de la alt formațiune. A fost ce a fost, așa. Și, desigur, că s-au înaintat foarte mulți candidați cu diferite programe și pe... Dar până la urmă asta și presupune democrația. Fiecare dintre noi era liber să o facă dacă va găsi acele semnături necesare. Nu e o problemă, dar problemele, de pildă, când primarii nu vreau să aplice ștampila, ori dispăreau și nu puteau găsi ștampila, o formațiune timp de 24 de ore a prezentat toate semnăturile ștampilate... Semne de întrebare și poate fi, spunem, semne mici de întrebare pentru așa țări, eu știu, ca Ucraina, ca România, însă nu pentru Moldova, de 4 ore într-o direcție și 4 în alta, de la Chișinău, unde toți știu și tot e clar și s-au sunat și s-au informat și asta e. Și... Domnule Filipov, da, vă rog. Vreau doar să adaug, desigur că la acestea care au fost menționate neregularități și se conțin într-acel raport de totalizare, acolo sunt indicate toate, poate spus, lacunile sau scăpările prin prevederile legale, deoarece s-a făcut, totuși să fim de acord că s-a făcut în grabă. Inclusiv tergiversarea, adoptarea codului electoral, s-a așteptat mult o reacție sau o propunere din partea Comisiei de la Veneția privind modificările la codul electoral. Codul electoral a fost făcut, poate spus că aprobat chiar în ajunul alegerilor și atunci ulterior chiar a fost în grabă și aprobate regulamentele tot, legate cu aceste modificări și a fost, știți cum, totul în grabă, totul a fost în limite, dar presupun că de acum pentru următorul scrutin vor fi totalizate conform rapoartelor care au fost adoptate astăzi de către CEC, modificările suplimentar la codul electoral legislativ. Cel puțin mie mi-a atras astăzi atenția în cadrul acestei ședințe CEC asupra modului în care au fost făcute finanțările pentru această campanie electorală. Ce ați constatat dumneavoastră ca reprezentant acolo? Astăzi s-a discutat despre, chiar și unii membri au atins această întrebare privind finanțarea. Astăzi au fost aprobat hotărâre privind aprobarea rapoartelor care au fost transmise de către concurență electorală, cu unele chiar mențiuni și atenționări a concurenței electorale. Unii au avut careva scăpări sau, poate spus, n-aș spune ilegalități, dar unele... Scăpări, poate. Las fi scăpări, modalitatea de finanțare, da? Nu știu, s-a făcut asta cu bună credință sau de necunoștință sau de chiar special ca să fie careva ascunse unele lucruri de finanțe, dar totodată cecul s-a sesizat, atenționat ca ulterior în următoarele scrutin ca să nu fie aceste scăpări, poate spus așa, și să fie totalmente respectat procedura. Poate și a venit și cecul cu careva supliment la regulamentul celor de finanțare ca să fie o claritate cum trebuiește de finanțat concurentul electoral, cum trebuiește de finanțat partidul și ca să nu fie diferite. Unele partide politice încercau să evite buchea legii și atunci finanțarea se făcea de fapt prin partid și nu prin fondul acestui concurent electoral. Da, cum și-am discutat și într-o altă emisiune. Emisiune am discutat acest aspect. Aspectul dat este chiar este o încălcare a principiului de transparență. Că atunci când se ascunde donatorul persoană fizică, donatorul de la început care a transmis acești bani, se ascunde prin alte persoane juridice sau, cum spus mai corect, prin partide, da?
aceștia, doar doi concurenți electorali au utilizat această, n-aș spune schemă, procedură de ascundere, da, acestor donatori, dar a fost concurentul Maia Sandu, partidul și partidul PAS și partidul nostru cu concurentul domnul Cebașenca. Dar acești doi concurenți. Și la final, deci la aprobarea raportelor chiar s-a intenționat că numai aceștia doi și-au făcut această procedură, da? Eu vroiam, de fapt, să vă pronunțați asupra unei teze, după aceea o să aflăm și punctul de vedere a domnului Prohnițchi. Astăzi, în ședința CEC-ului, am mai aflat că e posibil a face campanie electorală, chiar în campanii prezidențiale, cer scuze de formulare, fără niciun leu. Mă refer la unul din candidații electorali, cred că legislația permite deja și să-i numim, doamna Laguta, care nici nu a deschis contul, spunând că nu, unul nu i-a avut aceste mijloace și doi, nu a fost cazul să cheltuie nimic. Trebuie să recunoaștem că... Cel puțin pentru mine a fost nou. Trebuie să recunoaștem că astfel de concurență electorală din start nu au careva șanse de a deveni la... Reale, da, de a deveni sau chiar câștigător sau măcar în turul 2. Înțelegem că din proprii surse sau mai bine spus doar că însuși concurentul de singur să facă această campanie este imposibil. Ca să deplasezi pe toată Republica, nu ești concurent electoral la o primărie într-un Correct. Sat, ești Correct. Concurent electoral la toată țara. De ce? Dumnezeu este o figură nouă, sau un activist civic foarte activ și poate a încercat. Noi am avut așa cazuri și chiar la parlamentari, când am avut pe domnul Brega ca candidat independent la această funcție. Această funcție de deputat. Domnule Prohnițchi, Partidul Ecologist există din anul 1992, dacă nu mă înșeală memoria. Istoria v-a demonstrat că se poate face campanie electorală și fără bani în țara noastră? Nu este posibil și vreau să zic că dumneavoastră ați pus întrebarea că ce neajunsuri au fost depistate în campania aceasta prezidențială și vreau să zic că în Republica Moldova se fac mereu încercări de a ajusta legislația datorită provincialismului politicienilor ca să fie ajustată legislația în interesul unei persoane. Avem exemplu acesta când a fost făcut în 99, când s-a primit decizia, tot contrarul, mult discutată, că trebuia trecut referendum și de făcut schimbări în Constituție, s-a schimbat cu decizia Parlamentului ca viitorul președinte să fie ales de Parlament și tare se vedea acolo două persoane, da? Domnul Lucinski și domnul Deacu. Și când colo la alegeri, câștigă altcineva. Da, Vladimir Voronin. Și Vladimir Voronin, desigur, a fost ales două ori consecutiv de către Parlament. Și tot așa cu codul electoral. Domnule Prohnițchi, mă scuzați că vă întrerup aici. Noul președinte, Igor Dodon, are mâinile mai dezlegate, vorbind metaforic, în comparație cu fostul președinte care era ales de către Parlament? Logic, da. Însă depinde foarte mult și de persoană. Și dacă iarăși trecem puțin în istorie, fără a da nume, unii președinți ar fi putut rămâne în istorie cu fapte până la final bune și care recunoscute și de generații ulterior. N-au făcut-o, că n-au reușit-o, că nu știu, dar... Și președintele ales de popor, desigur că are mai multă credință și încredere în sine, spunem. Și este un... Dar atunci când există o fisură între președinție, parlament și guvern, care ne pot fi așteptările reale, pentru că fiecare dintre noi vrem ca chiar de mâine dimineață viața noastră să devină mult mai bună. Păi asta tot e specificul alegerilor din Republica Moldova, că se face foarte mult populism contra ce suntem noi, la ce suntem noi, așa, și noi am făcut și declarații în scrutinul acesta, ca și am lăsat și așa o doleanță, spunem, și o rugăminte către candidați,
un președinte curat pentru o Moldovă curată. Să fii corect, să pui întrebările care sunt, dar nu să inventezi, ori să spui poate ce dorește o parte din populație. Și asta a fost făcut. Am asistat la toți candidații pe măsură, fel de fel de insinuări, spunem așa, și da. Dacă să luăm ca rezultat, iarăși, specificul nostru, avem exemple și în Statele Unite și mai aproape și a câștigat persoana, sunt fapte, dovedește. Nu sunt fapte, recunoaște. Asta e. Recunoaște și felicită. Da? Păi, asta ce e. Ce nu s-a întâmplat la noi. Domn Filip, dacă vă rog. Permiteți, chiar vă rog. Adaugă. Deci la noi, cât codul electoral, cât și Constituția, am asistat și la modificările din anul 2000, uh-huh. Și acum la moment, deci se fac mai mult modificările acestea când puterea sau elita, guvernanții, partidele politice sunt într-un blocaj. Așa cum a fost și în 2000, când a fost un blocaj de alegere președintelui, așa cum sunt acum, au fost încercările începând chiar din 2009-10, când a fost blocajul de a alege președintele. La fel se ajustează după situația de la moment. Și până la urmă... Și tot timpul pierd. Când a fost modificat pragul electoral, da, de la 4% la 6%. Acum revine în discuția această problemă. Cine a votat? A votat pe CRM-ul și pe LDM-ul. După datele, spunem, de sondaje, cine au mai puține șanse de a fi în următorul parlament? Nu aceste partide. Inclusiv da. PL-ul atunci au susținut modificarea asta și la fel acum PL-ul pot să nu... Treacă acest prag electoral. Domnule Filipov, eu vreau să vă mai întreb. Ce a validat, de fapt, aceste alegeri? Asta ar însemna că punem punct protestelor haosului în societatea noastră? Concetățenii noștri ar trebui să primească așa rezultatele cum sunt? Sper să fie acest lucru, deoarece speculațiile care sunt acum la moment în societate, inclusiv astăzi am văzut și unii dintre membri sau unul dintre membri la Comisia Electorală Centrală a încercat iarăși să abordeze tema în privință la secțiile de votare de peste hotare, numărul de buletine de vot, dar oameni buni, chiar inclusiv și acel membru al CECO-ului, cunoștea prevederile legale. Este articolul 29 prim care prevede 3.000 de secții de votare. Este procedura privind deschiderea secțiilor de votare peste hotare. Toate lucrurile astea erau evidente. De ce acum noi să stârnim această neliniște sau careva speculări pe tema respectivă? Nu văd că e cazul. Deoarece nu s-a schimbat legislația în timpul campaniei electorale. Sau s-a încălcat legea. Nu s-a încălcat legea. A fost tot conform legii. Așa sunt prevederile legale și asta e situația. De acum pentru viitoarele alegeri care vor fi peste 2 ani, inclusiv lasă Parlamentul sau CECO-ul să facă careva amendamente, propuneri pentru codul electoral și guvernul. Domnul Filipov, ne-a mai întrebat un telespectator și profit de ocazie ca să vă adresez această întrebare. În cazul în care s-a constatat pe parcursul zilei că nu vor ajunge buletine de vot pentru anumite secții, fie din țară, fie de peste hotare, CEC era în drept să trimită anumite buletine suplimentari sau nu prevede legislația acest lucru? În primul rând, încă nu prevede, dar este o încălcare legislația. Deoarece codul electoral prevede limita maximă pentru fiecare secție 3.000 de voturi. Și această prevedere, cum am menționat și în precedent emisiune, a fost modificată în codul electoral, modificarea respectivă în 2010. Inclusiv este imposibil de a face lucrul acesta. Deci vreau să menționez că la toate secțiile de votare peste hotare a fost expediat către 3.000, adică limita maximă. De ce este imposibil de transmis chiar suplimentar, chiar dacă să nu luăm un calcul că este o încălcare a legislației? Matricele pentru tipărirea acestor buletine de vot a fost... Se distruge. Este distrusă înainte de... inclusiv ziua de duminică de alegere. Dacă nu mă greșesc, cu 2 sau 3 zile mai înainte. Nu poți să faci matricea, nu poți să tipărești suplimentar și să expediezi în țara respectivă. Este, oricum, durează, este o procedură, durează timp și chiar este imposibil.
Domnule Prohnețchi, de ce lumea totuși a ieșit în stradă? De ce în special tinerii care până la urmă se dovedise a fi cei mai pasivi din alegători? Știți, aici eu nu văd o problemă. Da. Pentru că e dreptul fiecăruia să protesteze, așa, în cadrul prevederilor legii cu privire la întruniri. Așa, și trebuie să ne bucurăm că avem acest drept, pentru că în alte țări de aceste drepturi nu se bucură multă lume. Și să facem referire și la Rusia, când se adună și citesc Constituția și sunt mai mulți oameni și fiecare citește Constituția și pe dânsii îi rețin, nu este normal, așa? Așa că dacă au ieșit să protesteze conform legislației și au expus părerea, așa? Și noi toți, spunem, toți concurenții electorali au pretenții, toți. Nu e niciunul care nu are pretenții, așa? La modul de petrecere a scrutinului și primul tur și a doilea. Înseamnă că sunt întrebări, înseamnă că la dânsile trebuie de răspuns, ceea ce nu se poate, de pildă, dacă sunt mai mult de 3.000 de buletine de vot, așa prevede legislația, să fie expediate la fiecare secție de votare, nu pot să încalce așa. Însă, unele măsuri se puteau primi operativ, analizând situația. Trebuie de intervenit pentru a da posibilitate la mai mulți cetățeni să-și exercite dreptul de vot și alte drepturi. Domnule, și să nu fost încălcările acestea, nu erau atâtea nemulțumiri, să zicem. Aici și să vorbim și de finanțare, și de tot ce dorești, și de pleante de la Uniunea Ofițerilor, nu știu de unde au apărut, contra Mai Sandu. Tot nu este normal și multe alte... Domnule Prohnițchi, domnul probleme. Dodon, în calitate de președinte al Republicii Moldova, prima acțiune sau o atenție sporită ar trebui să acorde problemelor sociale? Revin la întrebarea acordată mai devreme. Oamenii vor schimbări palpabile și în perioadă cât mai scurtă de timp. Asta ne este, vrem sau nu vrem, astea sunt așteptările noastre de la fiecare, nu doar de la domnul Dodon sau de la Parlament sau de la Guvern. Domnule, corect. Eu am zis că depinde de persoană. Pentru că sunt prevederile constituționale ce drepturi dar are președintele... Dar unde trebuie să fie? Sunt prevederile constituționale ce drepturi are președinte. Așa? Și din asta trebuie să reiasă. Și orice președinte, el trebuie să fie, mai ales ales de popor, trebuie să fie a tuturor. Și asta depinde de acum de dânsul, de domnul Dodon, cum își programeze, ce discurs o să aibă, ce acțiuni, ce finalitate o să aibă, pentru că dacă vorbim de președintele Igor Dodon, în campania electorală, ca și ceilalți concurenți, au promis oamenilor, au făcut niște declarații, desigur că trebuie să răspundă. Cum o să răspundă asta de acum, îl privește fiecare. Cine n-ar fi fost câștigător în scrutinul acesta, el trebuia să răspundă. Și vectorul, zicem așa, iarăși, eu m-am expus la un post că mass media și multă populație au mers pe valul ăsta pe niște întrebări care nu intră în atribuțiile președintelui Republicii Moldova. Și s-a discutat cu toate, s-au dus de la principalele care trebuie, ce atribuții are președintele. Așa că vectorul președintele Republicii Moldova cu atribuțiile pe care are, nu le poate schimba. Cum nu le poate schimba și primarul Chișinăului când vorbea că acela o să facă într-o anumite parte, acțiune. Ăsta altul. Și tot îmi spune, aduceți-vă, rog, un exemplu de pe orice capitală a lumii unde un primar a schimbat vectorul. Adevărat. Domnule, așa și aici, știți? Eu și aici aș mai completa. Da. Așa s-a dus politica și anume s-a trecut din problemele municipalității în problemele geopolitice. Așa au fost atunci de unii concurenți electorale
schimbate accentele pe accentele, care trebuie da? Să le... Ca să fii mai mult protejați și anume să nu discute despre toate problemele a municipalității, de vorbi geopolitică, că vin tancuri sau ceva de genul acesta. În privință la ceea ce are dreptul președintele sau atribuțiile dumnealui, vreau să vă spun că inclusiv președintele are și el dreptul la proiecte legislative, da? Să înainteze careva proiecte legislative în Parlament. De acum va găsi dumnealui susținere la majoritatea, nu va găsi altă întrebare. Totodată dumnealui are și dreptul de a reîntoarce încă o dată la examinarea proiectelor legislative, dacă va considera că nu sunt legale sau contravin solicitărilor majorității populației, da? Ca de exemplu majorarea vârstă de pensionare, prin care acum s-a angajat guvernarea că conform acordului FMIU trebuie să fie majorat pragul de pensionare, dumnealui poate să facă să reîntoarcă proiectul acest legislativ încă o dată în Parlament ca să fie reexaminat și să aducă mesajul populației că nu dorește acest lucru. Da? Deci sunt careva pârghii, ele nu sunt, sunt neesențiale, dar totodată dumnealui este ca o persoană, să poate spus, de control sau de siguranță mai bine spus așa, a populației, să aducă la cunoștință Parlamentul, legislativă, Guvernului solicitările. Domnule Filipov, din punct de vedere legal, avem 3 zile în care CEC urmează să transmită acest raport către Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, la rândul ei, are 10 zile la dispoziție. Asta ar însemna că la mijlocul lunii decembrie deja domnul Dodon să fie investit în funcție? Chiar și poate fi și mai degrabă, doar dacă hotărârea de astăzi care a fost aprobată de către CEC, dacă nu va fi eventual atacată de către concurentul electoral. Dar chiar nu văd nicio temei pentru a ataca această hotărâre, deoarece este nu că totul legal, dar până acum nu au fost contestate careva acțiuni al organelor electorale, cum ar fi organul electoral, de exemplu, CC Chișinău, care e responsabil de și sunt atribuitele secțiile de votare de peste hotare, să fie atacat hotărârea cu privire la transmiterea acestor buletine de vot câte 3.000, da? Și atunci era un precedent, nu precedent, dar o procedură de judecată, unde trebuia de așteptat ca să fie emisă o decizie definitivă. Dar astfel de lucruri nu au fost făcute, nu au fost atacate procesele verbale cu privire la totalizarea din totalizarea a tuturor organelor electorale raionale și nu cred că va fi necesar și de ataca această hotărâre de astăzi. Dacă nu va fi atacat, atunci posibil, adică în termen de 3 luni se transmite Curtea Constituțională, posibil să fie asta pe luni și de cum Curtea Constituțională are 10 zile. Până la 10 zile. Da. Până la 10 zile. Și atunci avem și o procedură, posibil pe mijlocul decembrie, de investire. Întrebarea referitor dacă noul președinte va avea dificultăți în comunicare. Da. Știți, asta tot depinde iarăși de dânsuși. Avem exemple și nu bune, iarăși mă refer la provincialismul ăsta încăpățânat, când unele persoane în funcții, putem să zicem și de prim-ministri și de primari de municipii, când cu ani, el fiind ales de popor persoană, da? Tu ești obligat să conlucrezi cu toate ramurile puterii. Îți place ție, nu-ți place, partidul n-are a face. Tu ești ales de popor. Trebuie să reprezinți interesele și trebuie să soluționezi întrebările, dar nu să te pui în poziție că eu la dânsul nu mă duc, el e din partidul cutare, ori din partidul cutare. Și eu cred că o să depășească viața, o să ne impuie să depășim, spunem, bariera asta, ori principiile astea de partid, de nu știu ce, într-o binele țării, pentru că toți locuim în această țară. Și am ales pentru a face persoanele respective pentru a face bine. Domnule Prochnitsky, eu vreau să revin un pic la CEC. Astăzi chiar unul din membrii a propus ca să fie luat în discuție demisterea conducerii CEC. Ar schimba acest lucru ceva? Sunt argumente reale pentru a cere acest lucru? Pentru că anterior s-a cerut și demisia ministrului de externe. Iarăși, știți,
Dacă să vorbim de Comisia Electorală Centrală, eu o zic în cunoștință de cauză. Vă rog. Așa. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova, nu vorbim de scrutinul numai acesta, da? Da, de o lungă perioadă, în discuții cu colegii noștri din Partidele Verzi, din spațiul CSI, din Europa de Est și nu numai. Pentru că întâlnind, noi comunicăm, informăm și... Schimb de experiență, fără să te întâlnești așa, mai informezi unul pe altul. Și vreau să zic că noi avem o legislație, una din cele mai bune, și o Comisie Electorală Centrală, bine instruită și cu capacități să facă față cerințelor. Și asta au zis și unii observatori, fie din CSI, fie din Europa. Însă, mai sunt rezerve și sunt probleme. Însă, iarăși, vorbim de legislația codul electoral. Modificările ori se fac din interes de partid în gust și ori nu se tărăgânează și nu se implementează la timp. De ce? Pentru că iarăși sunt interese de partid. Multe întrebări se putea de soluționat. Comisia Electorală Centrală, iarăși, ca și populația, crede că președintele țării, președintele Republicii Moldova, este președintele gen din Statele Unite, gen din România, Belorusia, ori Rusia. Nu, ăsta e alt președinte. Așa și o mare majoritate... gândesc că CEC hotărăște tot. CEC-ul are atribuțiile care sunt expuse. Domnule Prohnitske, până la urmă, președintele, ați enumerat, are anumite atribuții, perfect de acord, dar până la urmă nu trebuie să se limiteze ceea ce am avut noi chiar și pe ultima sută de metri să-ți decorezi și bodyguardii. Mă refer la președintele Timofti, care, iată, zilele astea a apărut o știre care spune despre acest lucru. Sau revenim la acea epopee pe care chiar o repetăm mai în fiecare emisiune. Ar fi fost cauza să avem ceva, dar nu știu ce e acel ceva, da? Nu numai el a făcut-o, a mai făcut-o și alți președinți la final de mandat și inclusiv președinții interimari tot la final de mandat au făcut lucrul ăsta. Asta iarăși... Spunem, ține și de cultură politică. Știți, nivelul, da. E mult provincialism aici. Nu, desigur că poate și persoana merita să fie apreciat, dar nu chiar așa, nu? Domnule Filipov, cer scuze. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre Comisia Electorală Centrală și, de fapt, acest raport, el urmează să mai fie completat pentru că astăzi s-a discutat și despre niște recomandări. Și chiar domnul Lebedinski, dacă nu mă înșel în memoria, spunea că Curtea Constituțională nu are nevoie atât de recomandările noastre pentru că, până la urmă, rămâne iarăși pe seama CEC-ului să fie mai prudentă la ceea ce a constatat. Desigur că Curtea Constituțională nu are nevoie de acest raport. Ei examinează hotărârea CEC-ului privind totalizare și inclusiv procesul verbal de totalizare, final de totalizare a rezultatelor alegerilor. Raportul este mai mult pentru, cum am menționat și anterior, pentru administrația publică, pentru administrațiile publice locale, pentru administrația centrală, inclusiv toate instituțiile la oficiul stării civile, chiar și același registru, multe alte instituții prin care lucrează în strâns CEC-ul în ziua, nu în ziua, dar în perioada electorală. Și atunci toate dificultățile în rapoartele respective care sunt indicate, ele trebuie să fie examinate nu numai în perioada electorală, dar și post-electorală, de a duce în concordanță cât inclusiv legislația și relațiile dintre aceste structuri ca să fie, să conlucreze în strâns și să nu apară probleme însuși în campanie electorală. Spuneți-ne, vă rog, cel puțin iarăși am ascultat atent această ședință, pentru mine a fost un element nou, banii care au rămas în conturile electorale acestor candidați. Este pentru prima dată când se transferă în bugetul de stat sau este o prevedere mai veche a codului electoral? Deci,
Este pentru prima oară această prevedere, precând când banii rămași în cont electoral trebuie să fie transferați la buget. Chiar avem și unele, am depistat, am constatat unele încălcări a unor concurenți electorali care ei nu au transferat, nu banii, dar aveau bunuri. Bunuri, cum am menționat și în emisiunea anterioară, au fost acele 25.000 de combustibil în sumă de 25.000 de lei care nu a fost transmis către stat, către buget, dar a fost ulterior folosit de către concurentul electoral, ceea ce iarăși este o greșeală. Da? Atunci când se discută despre partid, când este concurentul electoral partid, atunci poate fi folosit ulterior aceste mijloace financiare de către partid. Dar atunci când vorbim despre concurentul electoral ca președinte sau un independent, ele vor trebui să fie reversate în folosul statului, în buget. Domnule Prohnițchi, lucruri destul de interesante se întâmplă în întreaga lume, dar în mod special aș îndrăzni să zic în Europa. Socialiștii în mai multe țări ajung ca să conducă aceste țări. Când zic, mă refer la Bulgaria, la alte țări care recent sau în care s-au desfășurat și la ei alegeri. Spuneți-ne, vă rog, aceste lucruri ar putea influența într-un fel sau altul politica pe care o vom promova această regiune a lumii? Știți, sau haideți să pornim de la Statele Unite, de la Trump. Nu, toată lumea zice că iată... Mă rog, poate și Statele Unite, zicem, sunt Statele Unite, supraputere în lume, nu putem să discutăm chestia americanilor, dar eu aș prefera să vorbim despre Europa. Da. Într-o discuție cu un lider a unui partid de orientare socialistă, social-democrată, da? Ei, dau o întrebare, zic, dumneavoastră, care doctrină socialistă vă e mai aproape? Cea europeană ori cea estică, bolșevică? Și dânsul, după așa mai mult timp de a se gândi, zic, că este mai aproape cea europeană. Păi zic, de ce nu o promovați? Pentru că este foarte mare diferență între doctrina socialistă în Europa și în Est. De multe ori în Est se percepe cu rezultatele complotului din noiembrie, da? Din Rusia, de pe 7 noiembrie. În Europa, eu n-aș zice că socialismul este privit anume cum o mare parte și noi și părinții noștri și bunii noștri l-au trecut prin calvarurile care au fost, da? Este altfel și desigur că este ideologia liberală, da? Este socialistă și este naționalistă care tot în Europa acum cu toate problemele pe care le au cu migranții și cu celelalte, mă rog, ia amploare și în multe țări. Și eu aș zice că ar fi bine, e bine să fie acele partide care aduc bine poporului său, dar nu îi creează probleme. Domnule Filipov, mai avem o minută la dispoziție. Spuneți-mi, vă rog, noua conjunctură din această zonă favorizează Republica Moldova? Conjunctură geopolitică, adică vecinii noștri. Da. Mult s-a discutat pe această temă. Eu cred că În regiune nu este chiar liniște, se poate spus, nu chiar, dar chiar nu este liniște. Eu sper că în timpul apropiat, inclusiv și noul președinte, va găsi limbă comună și cu toți vecinii, până la urmă, da, va fi ca o persoană, el și trebuie să fie ca o persoană diplomatică, ca să găsească limba comună și să fie, inclusiv la noi în țară, spiritele să fie calmate, să nu fie atâta ură, dezbinare în țară și inclusiv vecinii, dacă vor fi, dacă și Moldova, adică guvernarea din Republica Moldova va fi găsi cât cu România, cât cu Ucraina
înțelegere atunci și în interiorul țării va fi o liniște, doar știm că sunt mulți care optează pentru unire, sunt mulți care inclusiv și avem și multe etnii în Republica Moldova. Doar de ce trebuie să fie un președinte pentru toți și să audă, să poată asculta și să ducă mesajele către guvern, către parlament, mesajele de cetățenilor, poporului. Pe această notă punem punct emisiunii noastre de astăzi. Domnule Filipov, domnule Prohnițchi, vă mulțumim din suflet pentru participarea la această emisiune. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul Reflector Analitic de astăzi. Sunt Vlad Madan și vă urez o seară bună alături de Accent TV.